Dragi credincioși, Hristos se naște, măriți-l. Dumnezeu este cu noi. Emanuel este prezent în sufletele și în familiile noastre. Sărbătoarea întrupării Domnului ne vorbește despre Dumnezeu care se face om pentru oameni și pentru mântuirea întregii omeniri, dar ne vorbește și despre noi. Este istoria sfântă a omului. Dumnezeu care a venit să locuiască cu ai Săi, coborând din cerurile înalte pentru a fi om printre oameni, pentru a se bucura și a plânge alături de frații Săi, pentru a ne vorbi despre ce? Despre Tatăl, despre iertare, despre iubire. Pentru a ne deschide porțile Raiului, cu viața Lui pe moarte călcând, în această sfântă noapte luminați steaua de la răsărit și mângâiați de glasurile cristaline ale îngerilor, creștinii îl sărbătoresc pe Mesia, pruncul divin, pruncul cel tânăr culcat în iesle. Sfântul Părinte Papa Francisc ne invită să înfruntăm viața și aceste vremuri de pandemie alături de Domnul. Fără Iisus nu există Crăciun. Prin urmare, trebuie să-L punem pe El în centrul atenției, al rugăciunii și al vieții noastre. Crăciunul este un nou început cu Iisus. A trăi Crăciunul înseamnă ai face loc Mântuitorului, al întâmpina în viața noastră, al lăsa să ne însoțească în pelerinajul inimii spre convertire, pentru a ne schimba comportamentul, atitudinea și viața, fiindcă Împărăția Lui Dumnezeu este aproape. Este aici, este chiar în mijlocul nostru. Nevoia de a-i întâlni pe frații noștri o simțim într-un mod presant din cauza pandemiei care a produs atâtea suferințe, nesiguranță și însingurare, bulversând viețile tuturor. Mai presus de aspectele care ne despart de frații noștri, ne unește iubirea pentru cei care sunt la periferiile existențiale și care bat, asemenea Mântuitorului, la ușile închise ale unei societăți prea puțin preocupată de binele comun. În această situație îngrijorătoare prin care trece țara noastră și lumea întreagă, suntem alături de cei bolnavi și transmitem tuturor un mesaj de încurajare.
Iisus Biruitorul este speranța noastră. Dinpreună cu preasfinția sa Cristian, episcopul auxiliar, vă dorim tuturor sărbători sfinte și binecuvântate, cu sănătate, har și binecuvântare cerească.